Termoficarea se oprește și timp de 3 zile nu va fi furnizată căldură. Într-un comunicat trimis presei de conducerea complexului energetic Hunedoara, se arată că agentul termic nu va fi furnizat în acest weekend. Însă responsabilii din această instituție ne dau prognoza meteo care arată că temperaturile vor crește puțin pe timpul zilei. Potrivit comunicatului de presă, furnizarea agentului termic va fi întreruptă în perioada cuprinsă între 25 noiembrie 2016 ora 0 și 27 noiembrie 2016 ora 8, iar măsura va afecta consumatorii beneficiari ai sistemului centralizat de termoficare din municipiul Petroșani, agenți economici și consumatori racordați direct la magistrala de termoficare. Decizia de întrerupere a furnizării agentului termic în această perioadă a avut la bază prognoza meteo favorabilă, cu temperaturi pozitive de până la 11 grade Celsius, dar și programul de funcționare în regim de weekend al instituțiilor publice și al unităților școlare, spun cei de la CEH. Întreruperea furnizării agentului termic este necesară, pentru că țevile sunt ciuruite și pierderile de agent de pe magistrale sunt mari. Așa se face că în acest weekend vor avea loc lucrări de reparații la magistrala de termoficare Paroșeni-Petroșani, în zonele SC Energoconstrucție S.A. Șantier Paroșeni, Triaj, Gara Vulcan, Gara Iscroni, Eona Ninoasa, Petroșani, Pârâu Sălătruc. A fost angajat ca și consilier al directorului general al CEH, dar și să medieze relația cu administrațiile locale, însă a fost imediat atacat de primarii PSD. Adrian David spune că funcția sa este pe o perioadă de 3 luni și și-a făcut public salariul pe care nici nu l-a încasat încă, dar care a creat vii controverse, mai ales după ce s-au vehiculat sume uriașe. Am citit cu stupoare că primari de municipii și primari de orașe au făcut o afirmație care este cu totul și cu totul neadevărat. E vorba despre salariul pe care eu l-aș încasa în fiecare lună de la complex energetic Hunedoara, care ei spuneau că se cifrează undeva în jurul la 115 milioane de lei vechi. Probabil că își aminteau de o grilă de salarizare de pe vremea când membrii PSD conduceau complex energetic Hunedoara. Adrian David a arătat că foștii și chiar actualii directori din minerit câștigau și unii chiar mai câștigă sume colosale de pe munca minerilor, precizând că acum salariile au fost mult diminuate. De exemplu, domnul consilier județean Andronache Daniel, care a condus destul de multă vreme și a condus foarte prost complexul energetic Hunedoara, dacă e să ne luăm după datoriile care au crescut vertiginos în perioada când însul a condus complexul energetic. Domnul Andronache Daniel încasa în fiecare lună de la complex energetic cel puțin 24.000 de lei. A fost unul, într-adevăr, în care a încasat și 19.000 de lei. La fel și domnul Drăgoi, care este tot membru PSD și care pentru o perioadă de timp a fost secretarul organizației PSD Vulcan. Tot între 19 și 24.000 de lei pe lună încasau și dânsii. Ca să nu mai vorbesc de cât încasează în acest moment membru PSD Vulcan, sau Lupen, nu-mi dau seama exact unde este, dar cu siguranță este cumnatul candidatului Cristian Răzmeriță, primarul municipiului Lupen. E vorba despre domnul Aurel Angel, directorul Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului, care încasează 34.000 de lei pe lună de la SNIM Valea Jiului. Și o să vă spun și din ce se compune această sumă. În jur de 24.000 de lei are salariul în fiecare lună, salariul pe care îl plătesc minerii de la complexul energetic Hunedoara, plus 4.000 de lei pe care încasează în calitate de membru al Consiliului de Administrație și pentru performanțele pe care dânsul le înregistrează în fiecare an, primește un bonus de 700 de milioane pe an. David a mai precizat că acum nu mai există asemenea salarii și actualul director general are aproximativ 9.000 de lei lunar. În plus, Adrian David are un contract pe doar 3 luni și a stat la CEH doar 2 săptămâni, însă a creat deja controverse odată cu numirea sa. Declarația sa de presă a fost făcută la sediul PNL pentru a contracara comunicatul primarilor PSD într-o zi de concediu. Totul a pornit însă după o ședință ce a avut loc la CEH și în urma căreia primarii PSD din Valea Jiului au dat un comunicat de presă din care a reieșit că domnul Adrian Nicolae David, fost președinte al Consiliului Județean Hunedoara, angajat de urgență la CEH, are un salariu de peste 115 milioane de lei vechi.
Nimeni nu a plătit apa pe care o furniza regia autonomă apei din Valea Jiulei, iar Costel Avram spune că de când s-a înființat APASERV, apa a fost plătită constant. În plus, în această săptămână a fost achitată toată suma restantă, așa încât, pentru prima dată, populația Văii Jiulei nu mai are datorii la Apele Române pentru apa furnizată. Am semnat ultima ordine de plată în valoare de 114.000 de lei, ultimii bani pe care i-am avut la datoria de peste 170 de miliarde de lei de plătit către Apele Române. Potrivit legii, Apele Române furnizează apa brută și APASERV este cea care o preia, o tratează și o redă populației. Însă conducerile anterioare de la societatea care distribuie apa în Valea Jiulei nu prea au dat banii spre principalul furnizor. În ultimii 5 ani, înainte de 2012, s-au plătit la Apele Române 200 de milioane de lei vechi, iar noi în 4 ani am plătit aproximativ 170 de miliarde de lei vechi. Mă bucur că am putut face acest lucru și am arătat că putem funcționa de sine stătători și la ora aceasta, societatea pe care o conduc nu are niciun leu datorie către niciun furnizor. În Valea Jiulei, apa este furnizată de Apele Române Jiu Craiova și are în structura organizatorică trei sisteme de gospodărire a apelor, la Dolj, Gorj și Mehedinți, și un sistem hidrotehnic independent la Petroșani. Un salon de nebuni, ori poate doar bolnavi. Sora șefă, ajutoarele ei, metodele de tratare și viața în astfel de condiții vor fi fidel redate în piesa a cărei premieră are loc sâmbătă pe scena de la Petroșani. Zbor deasupra unui cuib de cuci aduce povestea unor bărbați ținuți într-un salon de boli mentale, iar printre ei ajunge personajul central, McMurphy. Martini, bați cotul, tată, bați cotul prin minge, da? Bine, hai! Martini, povestea clasică vine să vorbească despre probleme mereu actuale, iar McMurphy reușește să fure zâmbete, hohote de râs și chiar lacrimi. Însă Radu Tudosie spune că a fost o provocare să-l interpreteze, dar și o plăcere să se lase în voia unui personaj excentric. E un tip de viață, un tip care încearcă să fraierească puțin sistemul și ajunge într-un spital de nebuni și încearcă să-și facă cele 5 luni de pedeapsă mai ușoare aici și mai distractive. Și se complică lucrurile între timp. De asta e frumos în teatru, că putem juca tot felul de personaje și putem să trăim ce poate în viața de zi cu zi nu apucăm să trăim. Povestea lasă mereu loc de interpretări și rolul principal feminin, cel al sorei șefe, îl face Oana Liciu Gogu, pe care am întâlnit-o în roluri mai vesele. Însă acum va juca o femeie intransigentă și cu un rol decisiv în întreaga poveste. Trebuie să fiu puternică, este o mare provocare pentru mine acest personaj. Sper să câștig acest pariu pentru că, exact cum am spus mai devreme, mărturisesc că mi-a pus multe dificultăți. N-aș vrea să vă spun foarte multe despre personajul meu pentru că aș dezvălui adevăratele mele intenții și aș dori ca spectatorul să le descopere în timpul spectacolului. Regizorul Horațiu Ioana Pan ne promite că vom sta cu sufletul la gură, vom fi de partea personajelor sale și ne vom face poate și o introspecție, așa ca să ne întrebăm la final cine erau nebunii, pacienții sau cei care îi îngrijeau. Încercăm să creăm lumea aceasta a celebrului roman al lui Ken Casey, Zbor deasupra unui cuib de cuci. E o distribuție foarte mare. Sunt 17 actori. E uriaș, volumul de muncă a fost foarte mare, apelăm foarte, cu foarte mare, cum să zic, gratitudine la corpul tehnic din teatru, pentru că vor apărea și băieții, nu chiar toți foarte mari și foarte musculoși, dar avem nevoie de ei pentru anumite scene. Iar spectacolul sperăm să fie pe măsura așteptărilor. Spectacolul se joacă și de această dată cu casa închisă, iar premiera va fi sâmbătă seara de la ora 18.